Aole, ce mi-a fost dat să văd. Ba, am și un stil cântic, că abordez problemele în mod direct. Nu folosesc parabole, hiperbole și chestii de-astea de comparații de stil. Hai pe tempul ăla. Ești trebuie de chibrită, n-am, bă, ești debilă la cap să fac pula. E debilă, fata. E nebună rău. Hai să încercăm să... Băi, ieri am fost o imagine grotescă. Asta. Adică... Uite, sunt popular, am văzut. N-am început să prind focul, dar uite să mă arăt. Nu, e nebună, ești nebună, fata. Cum, ești nebună? Ziceam, 2014 să ajung eu să nu pot să-mi iau cutie de chibrituri. Vreau și nu mai contează, să-ți fac educație. Asta nu s-a făcut o lumânare de religie ortodoxă. Băi de tempo, tu-ți morții mătii de nebună. N-am de niciunii, n-aveam nici lumină de sărbătorii ortodoxii. Acum bare am lumină, n-am mâncare. Tu vă în gură să vă puteți nebună. Cu religia voastră, voastră, a? Care e religia ta, fată? Banul, a? Ce, ai pierdut mulți bani? Ești așa supărată pe mine? Păi nu din cauza mea. Eu n-am intrat în afacerile tale sau ce pula mea ai făcut cu bărbatul tău sau cu ce pula mea de bărba mai. Uite-te urât la ăla. Îl știi cum arăți? Ca o zuză. Ai acum ca o zuză. Știi la ce se zicea zuză? La femei nebune. Ai nebunit. Aveai niște furci în cap, aia ci că era coafură. Băi, la prima vedere părea frumos. Dar e hidoasă și la față, arăți ca o zuză nebună. Ce, nu mai ai bani? Îmi pare bine. De ce? Să trăi și tu. Dar zic că tu treci la un nivel mai înalt. Să ai sărbătorii fericite. Ce s-a întâmplat? Ți-a ciordit și ție banii ăla? Cred că da. Ce era pe tine acum 2-3 ani? Dădeați bătaie la băiat? Mamă, marma graoi, mă! Bă, dacă ți-l prind pe ăla, acum ți-l bag. De ce? M-a bătut când eram bolnav. Aveam mâna infectată, eram ars pe tot corpul și el îmi dădea lecții. Te-a prins să ia și te ars. Bă, și ce dată? Tu dai mine? Mama era să-i rupă pe tine. Ți-l bag. De ce? Acum eu sunt șeful familiei. Zuza nebuna. Că ți-am zis să nu te căsătorești cu el, că tu ești proastă. La pulă, că nu vă să-i pulă la viața ta și când ai văzut-o după aceea te plângeai de ea. Dar dacă ai și tată prost la pizdă că n-a avut ăla pizdă deloc. Hai să ți-l zic pe tactul, ăla frumosul. S-a dus la prostituate bă, și a râs râlea de el că nu era satisfăcut. Hai de ce? Știu eu, râdea băieții de el care pula mică și moarte. Deci băi! Le duc cu Constantin, că te dau un fapt. Te mai duce la fetele meseria și libă. Acum oricum mai duce. Și atunci ați mai funcționat. Bă, mi-era rușine. Nu mi-era rușine că te duc la prostituată. Eu eram mândru, că eu eram gacicat. Eram tânăr. Da, dădea aluzii și râdea de el. Bă, el era șef peste băieți. Dar când e vorba de pulă, e complicat. Stai că arăsără fetele. Ce, bă, stai are pulă? Așa.
Și oricum și nici asta n-a avut parte de pula. Ca o zuză nebună. Ce pula mea era parpala acolo, trenciul ăla pe tine așa? Stătea ca pe gard, mergea spre mine. Cred că s-a luat după tăticul, că el divinizează. E regele pulă. Nu e niciun rege pulă. Și-a luat față de aia periculoasă, știi? Cu așa face ăsta, să-mi bag pula. Se uita la mine. Uite, mamă, asta nu e nouă metodă de speriat adversarii. Dar eram adversarul lui, am zis, bună ziua, tată. Vreau așa. Nu, e râsul plâns, nu știu, nu. Zuza nebuna. Vezi și tu ce faci acum cu la mulți ani? Ia-ți niște prieteni mai calmi sau stai așa și gândește-te. Nu te sinucide. Aia de ce ne mai sinucide? N-are rost. O să fie un prost mai puțin pe planetă. Stai liniște dacă te sinucizi. Să știi că eu nu vin să te salvez. N-am obligație cum nici tu nu obligație față de mine. Și nu ești bună de salvat. Dacă erai o valoare ceva, fii atent că a zis nebun, merg și eu. Dar eu pot să fac chestia asta. Pe mine oarecum societatea mă acceptă. De ce? Sunt artist fetili. Tu ești o intelectuală care ar trebui să meargă la costum. Cu părul prins așa, nu știu cum, să-i dea o adea. Nu ca Zuza nebună. Așa e o vârstă, da? N-ai un pic de simț estetic al propriei persoane? Păi dacă tu n-ai pula mea respect față de persoana ta, ce pula mea ceri aici? Să mă respecti tu pe mine? Păi și eu sunt cam nebun, nu? Lasă că ne întâlnim la anul, dă-te... Nu. Aha, dracu' tu să fii. Da, șmecherie. Ca și aia. Posta mea soție. Hai să zice așa. Acum eram ierlăitoare la mine. Fetele! N-ați avut tați să vă educe, sau mame. Erau ocupați cu drojdie, cu... Și copiilor pula mea, lăsa așa, da-mi pulea. Fută-vă în gură de...